cu Mario. 2, 3 și... N-ai cum să vrei, e posibil s-o dai, dar e probabil s-o iei. Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi. Și cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi. E capitala României, București e mai mult decât atât, știi? Să dovedești românii și româncele, țiganii și țigăncile, guvernul și banii, caporii și găinarii, pușcăria și anii, cartierul și veteranii, copiii și drogurile, armele, blocurile. Înțelegi treburile, frate, pe stradă dai de toate, combinate, amestecate, peste poate este greu, aici ne facem treaba, ești cu noi vei fi mereu, nu e niciun sfat de dat, niciun contract de semnat, suntem mafia pe viață, frați de fapt, și... radicale, ca toți băieții buni care au ridicat imperii în afaceri ilegale. Că stradă poți să te alegi cu rânle tale atunci când armele zâmbesc în felinare. În continuare bulancii toarnă și răstoarnă tot. Liderii adevărați spălesc ca un bobor de floare, uitat de florăresele din colț în soare. Și garda se fălește acum cum pește atât de mare. Da, reacția e în lanț, Gabor Zac în șanț. Avem demisii extraordinare la bilanț. Următorul candidat la tron își face loc printre ziduri de beton și acaparează tot. Și eu sunt sigur pe mine că nu pot să te bazezi decât pe tine. Nici gaborii nu prea mă plac, în fine. Sângele latin care încă-mi fuge în fine mă face să fiu ca Al Capone, știi bine. Si! Se întâmplau basmele, oamenii au creat legile, atunci au definit părțile, astfel s-au aruncat cărțile. Conflictul a schimbat armele, pentru a doborâ țintele. Armurile sunt azi vestele, care împiedică gloanțele, dar și așa curge sângele. Imagini sumbre dau știrile, mai nou se folosesc vocile, testele ADN, actele, și totuși nu se văd semnele, cum că s-ar încheia luptele, gata și-a adunat forțele, să încerce să ne ia străzile.